Salut și bine v-am regăsit la vlogul de joi, în care postez în seria Pati gătește cu ceară prin frigider. Vlogul de joi! N-am fost foarte activă în ultima vreme pentru că am avut niște probleme de rezolvat la dentist și la ochi. I know, bătrânețile. Și m-am gândit să fac un episod în care povestesc despre șomaj și despre experiența mea cu șomajul până acum. Dacă vi se pare că m-au zis mai bine, este pentru că mi-am cumpărat un microfon și care îmi face vocea să fie ca o apă cristalină. De acum pot să vă șoptesc vorbe suave în ureche, să vă zic chestii stângiste. Capitalismul este de căcat. Anul ăsta am terminat disertația, mi-am predat-o la final de iulie și undeva prin august m-am dus să mă înscriu în sistemul ăsta de șomaj, adică la forțele de ocupare a muncii. Am gândit că în momentul ăsta de pauză, să zicem, între o formă de învățământ și, nu știu, loc de muncă sau doctorat, am zis să fac acest, să zicem, pas în care am intrat în sistem. M-am înscris undeva la finalul lui august și sunt până în prezent șomeră, acum îndemnizată, am fost o lună neîndemnizată. Mulțumesc, Alicia, pentru ajutor. Poate într-un viitor episod o să și fie invitată și o să o avem aici în timp ce ne povestește despre cercetarea ei și despre mai multe chestii. Dar azi sunt doar eu până acum, așa că am să vă povestesc. Șomajul e această perioadă de tranziție în care nu lucrezi și în care cumva te înscrii într-un sistem în care statul îți asigură timp de o anumită perioadă de timp niște bănuți. Poți să fii șomer îndemnizat sau neîndemnizat. Asta înseamnă că... Deci, cum ziceam, în august, de exemplu, m-am înscris eu și am fost timp de lună în septembrie neîndemnizată, iar din octombrie am trecut la stadiu de a fi îndemnizată. Neîndemnizat înseamnă că nu primești bani și îndemnizat înseamnă că primești bănuți. Perioada asta de neîndemnizat, de obicei, este pentru că atunci când te înscrii, să zicem, trebuie să te duci acolo la birou și, mă rog, primești un formular de la doamnele de la birou în care îți scrii datele, de exemplu, numele și tot felul de chestii de genul ăsta. După care îți dau un formular în care să bifezi tot felul de abilități care ți se par ție că le stăpânești. De exemplu, nu știu, că îți place să scrii, îți place să lucrezi cu unelte, tra-la-la, și pe baza acestui formular îți găsesc, agenția îți găsește cumva niște cursuri de recalificare despre care o să zic imediat. Cum te înscrii în sistem? Păi îți trebuie buletinul, o copie de buletin, o copie după certificat, o copie după ultimul nivel de învățământ absolvit, adică liceu, facultate sau master. Da, a fost amuzant când m-am dus acolo, că înainte era ceva muncitor care s-a înscris acolo și după aia am apărut eu și zic da, eu am terminat masterul acum în iulie și aș vrea să mă înscriu la șomaj. Și doamnele erau acolo: master? Please! Mă rog, nu e imposibil, da? E un caz destul de atipic. După ce te înscrii, pe lângă toate chestiile astea, dacă vrei să te înscrii de la început, trebuie la un moment dat să te duci și la fisc să îți scoți o dovadă în care îți zice că nu primești venit din altă parte ca ei să îți dea bănuții. Și dacă, de exemplu, nu faci tu personal asta, poate să facă agenția, dar doar că durează o lună până îți prelucrează datele și toate astea. Și atunci, în luna aia în care ei îți fac profilul și așa mai departe, devii șomeră neîndemnizată. Și abia din noiembrie am început să primesc, îndemnizat, pentru că am înscris la final de august. Luna aceea, septembrie cumva a trecut cumva și octombrie nu s-a pus și abia din noiembrie cumva, nu știu. Quantumul este suma pe care o primești de la stat, pe care o primești de la agenție, și asta poate să fie calculată după mai multe criterii, dar în principal se ia după venitul minim al țării, să zicem că venitul minim al României, și din aia se extrage un procent.
Doar că la suma asta, de exemplu, se mai adaugă niște factori. De exemplu, dacă ai mai mulți ani lucrați, asta ți se adaugă la cumva nivel de cotizație și cu cât ai mai mulți ani lucrați, cu atât șomajul tău crește. Dacă sunteți, cum sunt eu, de exemplu, absolvent de master sau de facultate și vă înscrieți imediat în, la agenția de ocupare a forței de muncă, aia înseamnă că nu aveți lucrat sau eu cel puțin nu am lucrat până acum, să zicem ceva, și nu am ani de cotizație și atunci eu primesc timp de 6 luni 258 de lei, ceea ce nu e foarte mult. Mai poate să fie timp de 9 luni în care ai nivel de cotizație 5 ani și 12 luni dacă ai cotizație mai mare de 10 ani. Cine poate să se înscrie să ia șomaj? Păi persoanele care nu sunt angajate, persoanele care au fost, care au intrat în șomaj tehnic, adică firma la care erai deodată o dat faliment sau pur și simplu a fost obligată să te forțeze să ieși de pe piața de muncă și atunci treci din nou prin acest proces de șomaj. Da, deci cum ziceam, dacă te înscrii în sistem poți să ai parte de mai multe praguri. Și am mai multe lecturi care arată. De exemplu, în 2020, în august, este acest grafic pe care îl vedeți. L-am găsit pe Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara. Mă uit pe Hunedoara pentru că ăsta e județul în care stau. Și aici este făcut o statistică și un grafic în care puteți să vedeți că sunt pe categorii de vârstă și cam cât este totalul la finalul de lună. Șomajul nu este la fel în toate părțile. În România este arată diferit față de Danemarca sau alte țări, pentru că există țări cu, să zicem, o economie de piață mai liberală, mai neoliberală, care plusează sau nu pe acordarea de servicii de genul ăsta. În textul ăsta pe care l-am primit de la Alicia și care îl citeam, spune cumva că există două modele de acordare a șomajului, modelul european și modelul american. Și atunci, modelul european este modul în care este acordată mai multă atenție pe condițiile lucrătorilor șomerilor și modelul american este ăla în care se flexibilizează munca, să zicem. Chiar dacă sunt mai puțin șomeri înregistrați, asta nu înseamnă că șomerii de acolo au condiții mai bune, ci din contră, cu cât este flexibilizat și neasigurat, să zicem, un quantum sau niște condiții, cu atâta lucrătorii sau șomerii sunt mai expuși și intră în tot felul de plase de astea, intră în tot felul de contexte de astea vulnerabile și de cazuri și de așa mai departe. Graficul pe care îl vedeți este din text preluat și arată cumva pe mai multe țări europene. Puteți să vedeți că prima chestie indică UE, dar ne uităm la România pe 2006 și în 2007. În 2006 procentul este undeva 7,3 și în 2007 scade la 6,7. Din câte mi-a povestit Lisia, acest quantum unic, acest indicator, nu s-a mai schimbat din 2008. Și am rămas standard de atunci până în prezent, la felul în care se calculează, să zicem, pensiile sau șomajurile. Și da, 2008 este moment cheie pentru România pentru că intră în UE, se întâmplă criza economică și atunci sunt mai multe repercursiuni. Țările cu orientare mai liberală au sunt înclinate să acorde, nu știu, să zicem, o privire spre politicile sociale. Da, mă rog, asta e de discutat, că, de exemplu, în text, România stă mai bine la capitolul șomajului, dar ca economie, în comparație cu Danemarca sau alte țări, stă total praf și altfel. Și, oricum, în România e destul de complicat contextul, adică avem destul de multe layere pe care putem să le luăm. Și cred că de-aia e și greu când încerci să te uiți cumva la situația României, pentru că sunt destul de multe fațade, să zic, care se suprapun. Adică avem destul de multe chestii care se întâmplă.
unul la mână că după 90 încep să se dezindustrializeze tot felul de orașe. Cum ziceam, eu sunt din Hunedoara ca județ. O să fac un video în care să vorbesc altă dată despre Valea Jiului. Dar pe scurt pot să zic doar că cel puțin orașele astea industriale au suferit foarte mult, pentru că odată ce se schimbă economia și totul, se închid fabricile și totul se pune preț pe capital și pe profit, foarte mulți oameni își pierd locurile de muncă și intră în șomaj tehnic sau fac alte chestii sau așa mai departe. De exemplu, nu știu, mai lucrează la negru sau așa. Dar ce vreau să zic este că România trece prin mai multe perioade și e destul de greu să zic într-un video de, nu știu, 10 minute cam ce și cum s-a întâmplat, dar avem odată unul la mână dezindustrializările care au loc, închiderea bruscă a fabricilor și așa mai departe, închiderea minelor treptate, privatizarea lor, privatizarea fabricilor și a tot felul de domenii care erau publice înainte. După care vine 2007, final de 2007 intrăm în UE, 2008 vine criza și mă rog, aici este de ținut în minte ce fel de cine era la ce fel de partid era atunci la conducere. Dar n-o să intru acolo. Deci cum ziceam, șomaj. Și da, tot scopul șomajului este să se recalifice lumea. Adică să... Agenția oferă aceste cursuri de recalificare, adică încearcă să te facă să iei diverse cursuri în urma nu știu, acelui chestionar de care am zis la început, în care bifezi că da, îți place să faci treabă cu NLP sau da, îți place să cercetezi. Și atunci, în urma asta, cumva vin și dacă vin în oportunități, îți zic, uite, este acest curs de calificare în... nu știu, să fii inginer, să fii electrician, să faci cursuri de coafeză, să zic. Se poate să îți găsească chiar cursuri de IT, de exemplu, dacă chiar... Da, clar. Uite, de exemplu, pot să-ți ofer aceste cursuri de IT care mai nou se poartă, dar care, din câte am văzut și experimentat, îs pe bani. Și atunci, cred că soluția asta de IT e puțin costisitoare. Hai să zicem că eu sunt într-o poziție cât de cât privilegiată sau ok cât de cât față de alte familii care de unde să scoată bani să facă curs de recalificare în IT care e nu știu câți euro. Sunt familii care se bazează pe acest venit și dacă, de exemplu, primesc cam cât primesc eu, adică 258 de lei pe lună. Păi scuză-mă, dar poți să-ți iei o cola și încă ceva. Și e foarte puțin, mai ales dacă ai o familie cu doi copii sau mai știu eu și vin acum sărbătorile în care consumerismul efectiv explodează din noi. Adică este plusat în noi, nu că explodează, că nu noi suntem de vină, ci corporațiile astea și neoliberalismul. Dar you get my point, adică înțelegeți că e mult mai complicat și... Ok, aici, de exemplu, puteți să vedeți o altă statistică făcută de oamenii de la agenții în care m-am uitat eu să văd, cum ziceam, pe Valea Jiului. Adică aproape în toate cazurile, majoritatea sunt cei care primesc șomaj, provin din mediul urban sau trăiesc în mediul urban și din mediul rural îs și câțiva acolo, dar îs foarte puțin comparativ. Și da, interesul lor prin aceste cursuri de calificare care sunt oferite, care ne sunt cumva oferite, sunt băgate cu scopul de a ne face să reintrăm pe piața forței de muncă. Pentru că asta e basically scopul șomajului, să te forțeze să intri din nou, să îți cauți un job. Știi că, na, cursurile sunt cât de cât, dar tot... trebuie la un moment dat să... Care, statele europene care sunt cumva preocupate să reducă șomajul sunt și alea care creează politici în care se încearcă eradicarea sau reducerea sărăciei care, da, cum ziceam, 258 de lei sau alte sume nu e foarte mult și mai ales dacă vivi într-un mediu precar.
după tranziție, majoritatea statelor încurajează cumva politici care sunt liberale, cum ziceam, și care se ocupă de șomaj, în care se încearcă acordarea de beneficii. Beneficiul unic este un procent din salariu minim care este calculat pe țară, adică se ia cel mai mic salariu și cel mai mare și se compară și se face o mediană. Oare zic bine? Sper că oamenii care mi-au predat statistica nu se uită. Eu încercând să explic. Mă rog, deci ai o axă cu mai multe sume și ai, să zicem, 15 lei și 11.000 de lei și undeva la mijloc se trage o linie și acolo ăla de obicei este ăsta, beneficiul unic. Și care aparent a fost înlocuit din 2005 cu un beneficiu care presupune calcularea diferită în funcție de vechimea în muncă. Și cum ziceam și la început, cu cât ai vechimea mai multă în muncă, cu atât îți crește cotizarea la stat și cu atât ai șomajul mai bun, mai de Doamne ajută. Na bine, prin statisticile astea care vi le arăt, eu îs basically o fostă studentă de la sociologie care a terminat uman la liceu, a terminat profil de cercetare calitativă, deci n-am nicio legătură cu statistica, dar încerc să vă arăt prin înțelegerea mea, care it's not a lot of statistics, dar prin ce înțeleg eu încerc să vă arăt să fac cât mai accesibilă chestia asta, pentru că sunt chestii care ne afectează la un moment dat, într-un anumit moment al vieții, pe toți, sau majoritatea trecem prin tranziția asta. Tranziție care, până la urmă, nu este absolut nimic de... nu este nimic rușinos să fii șomer. Și video acesta vine tocmai pentru a vedea toate cauzele care se întâmplă și, de fapt, șomer nu e ceva să-ți fie rușine. Adică sunt chestii care se întâmplă și există o grămadă de stigmă asupra oamenilor care sunt șomeri. Dar asta vine din nou într-o cultură în care oamenii săraci sunt învinovățiți pentru absolut orice. Adică dacă fac absolut orice, dacă respiră, sunt blamați și așa mai departe. Dar asta din cauza capitalismului. În tabelul 4 zice că este făcut între, pe perioada din 91 până în 2008. 2008 este momentul în care rămâne indicatorul după care se calculează. Deci din 2008 până în prezent, aparent nu s-a mai schimbat procentuala după care se calculează. Următorul grafic, sper că pot să îl citesc. Așa, deci, zice că îi distribuția șomerilor, adică după nivel de instruire, adică cum se plasează fiecare și începe din 2000 până în 2008. Și aici avem mai multe stadii de învățământ. Ăla cu albastru pe care îl vedeți este cel care cuprinde atât primar, gimnazial, cât și profesional. Alea roșii sunt liceale și post-liceale și cu verde ce o rămâne acolo în colț este universitar. Și da, se poate vedea că, de exemplu, din 2000 până în 2008, hai să ne uităm la universitar, crește de la 3.5, ăla e procentul, din nou calculat whatever, crește la 5.1 la universitar și la primar, gimnazial și profesional crește cu, să zicem, 7-8% din 2000 până în 2008. Și ajutoare, da, deci au fost acordate aceste ajutoare de solidaritate și ajutoare de urgență din 2001-2002 și care au fost cumva, care luate pe termen scurt, care au crescut în momentul respectiv, cumva rata economică a României, dar în continuare există acestea, dar în continuare există nevoia de servicii și de politici adecvate, de politici sociale adecvate pentru fiecare chestie, pentru că, na, din nou, în Hunedoara am vorbit foarte mult de restructurare, ai nevoie, pentru că, din nou, contextul economic influențează foarte tare și componenta asta socială, adică odată ce se restructurează sau se
dezindustrializează o zonă pe care o anumită activitate se baza, după care o să ai foarte mulți șomeri sau o să ai foarte multă sărăcie pentru un anumit timp, până implementezi politici. Dar da, poate într-un viitor episod o să invit pe colega mea, Lisia, care ea chiar cercetează sau cumva este interesată în zona asta de politici sociale. Și care, da, cred că ar fi o invitată foarte bună această chestie. Mai multe chestii n-aș spune, că nu vreau să lungesc toată chestia asta, dar ca un fel de rezumat este că la începutul videoului v-am spus cam despre experiența mea, cum să intri în sistemul ăsta de indemnizații, ce înseamnă diferența între indemnizat și neindemnizat. Și apoi, da, am încercat cumva să zic despre contextul în România ca să aveți cât de cât o idee cam de ce se întâmplă, ce se întâmplă, cum se întâmplă, dar din nou, asta e doar un video vlog în care doar vă povestesc eu despre experiența de a fi șomeră, care cu bune și rele și care, da, care afectează foarte clar categoriile vulnerabile. Sper că a fost de ajutor acest vlog. M-am gândit că e un subiect destul de important de vorbit. În momentul de față mănânc o ciorbă de conopidă. Este una din preferatele mele. Pot să vă arăt la un moment dat într-un viitor vlog cum se face, dar e foarte bună. E făcută de madre. So, of course, it's good. Și vreau să vă zic că mulțumesc din nou că sunteți aici, că mă urmăriți și că mă susțineți. Vorba aia, ne vedem la anul cu un nou video eseu. Am făcut primul video pe vrăjitoare, dar următorul o să fie scos poate în ianuarie, who knows, să văd cât de repede mă mobilizez cu cercetarea mea amănunțită. De acum am și Patreon. Dacă simțiți nevoia să mă ajutați cumva în tot procesul ăsta în care sunt o singură tipă care managerează acest canal de YouTube, adică sunt atât mintea creativă cât și editorul din spate care prelucrează totul și munca asta invizibilă de foarte multe ori este obositoare și din păcate nerăsplătită, așa că dacă, nu știu, v-a plăcut vreun video de-a meu sau vreo glumiță sau ceva, umorul meu de stânga, nu uitați că puteți de acum să îmi fiți alături pe Patreon. Sau, de exemplu, dacă sunteți mai degrabă pe siguranța datelor și pe encrypting și așa, am și acest LiberaPay, care una din ambele puteți să le folosiți și da, am decis că o să menționez pe patronii mei la final de episod și m-am gândit să le dau shout-out la fiecare video eseu pentru că la ăla lucrez cel mai mult. Dar de tot asta o să le dau shout-out la toți trei care sunt aici alături de mine și vă încurajez și pe voi dacă simțiți nevoia să fiți alături. Și din nou vă mulțumesc atât celor de pe Patreon cât și celor care mă uitați și mă susțineți cu resurse emoționale. Mulțumesc, Lisia, pentru text și cam pe aici o să oprește episodul de azi, de joi. Da, cam pe aici. Sper să nu fie foarte lung.